să fie Domnul și bine ați venit la un cuvânt de suflet. Mi-am intitulat meditația așa, Dumnezeu îmi mai dă o șansă sau îți mai dă o șansă. Poate că ai căzut, poate că ești răvășit, ești tulburat, ești dezorientat și te întreb ce va fi de mine? Scriptura spune în Cartea Psalmilor, dar la tine este iertare ca să fii de temut. Sunt oameni care au căzut și rămân în mlaștina dezamăgirii ani de zile. Am o veste bună, pot să o iei de la capăt. Dumnezeu îți dă șansa aceasta. Dă-mi voie să spun câțiva pași prin care ai putea depăși momentul. 1. Procesează. Trebuie să îți prelucrezi emoțiile și să le vezi. Pentru unii e regretul foarte adânc, ce am făcut, îmi pare foarte rău. Pentru alții e frustrarea, ce bine era dacă nu trecem pe acolo, pentru alții autocompătimirea, e o milă de sine, își ling rănile, durerile și alții se încremenesc și se înțepenesc și rămân ani de zile acolo. Procesează toate aceste sentimente, gândește la ele, dar fă un pas mai departe. Hotărăște-te, decide-te și ridică-te. Cartea Sfântă spune, cel neprihănit sau cel drept, de 7 ori cade și se ridică iarăși. Ascultă-mă cu atenție. Oricât de jos ai cădea, acolo sunt rănile, mâinile și rănile Domnului Iisus să te ridice. Nu există păcat pe lumea aceasta pe care să-l facă un om, pe care sângele Domnului Hristos să nu-l poată ierta, să nu-l poată spăla. Nu există cădere în lumea aceasta din care Dumnezeu să nu te poată ridica. Ascultă însă, voința ta slăbită, unește-o cu puterea lui Dumnezeu cu rugăciune și spune, Doamne, îți căzut aici, dă mâna, eu îmi pun mânuța mea în mâna ta puternică, ridică-mă și vreau, Doamne, să mă duc mai departe. 3. Amintește-ți că nu ești primul care a căzut. Samson, omul puternic, a căzut. Iona, prorocul Domnului, a fugit în direcție opusă. Petru s-a lepădat. Există șansă pentru tine. Ascultă-mă, Dumnezeu dintr-o buruiană face floare. Trebuie doar să vii cu toată ființa ta la El. Poate vei spune, dar ce să fac concret? 1. Recunoaște tot ce ai făcut, mărturisește cu căință și El te va ierta. El a plătit pentru toate păcatele tale. 2. Iartă-te și dumneata. Dacă Dumnezeu te iartă, iartă-te și dumneata. Voi încheia meditația mea de astăzi cu o întâmplare. Am citit undeva în fotbalul american, să joacă ei, nu ca fotbalul european, erau două echipe rivale, se pare că un jucător a dat propriu autogol, gol în propria poartă și toți suporterii erau foarte dezamăgiți. A venit pauza, jucătorul care și-a dat gol în propria poartă a mers pășit, a stat într-un colț, s-a terminat pauza și antrenorul a spus, hai la joc, ieși pe teren. Și jucătorul a spus, nu mai pot să joc, am dezamăgit. Și antrenorul a spus așa, ai jucat numai o repriză, urmează repriza a doua, ai toate șansele să joci bine. Și istoria spune că acel jucător a jucat de n-a jucat nimeni în istoria americanilor un așa fotbal în repriza a doua. Ascultă, dragă, ai jucat numai o repriză, urmează repriza a doua, hotărăște-te, întoarce-l Dumnezeu, ia-o din nou cu Dumnezeu și cât a mai rămas, joacă pentru împărăția lui Dumnezeu, trăiește pentru Dumnezeu și El te va primi slăvit să fie Domnul. Amin.